Bună ziua tuturor celor prezenți în sală și celor care vor asculta această înregistrare. În cadrul proiectului Literatura Română Necanonică, ce își propune să prezinte autori și opere care nu fac parte din programa școlară de bacalaureat, vom continua astăzi să vorbim despre Vasile Alexandri, personalitatea cea mai reprezentativă și mai puternică din secolul al XIX-lea. În cele două prelegeri anterioare ne-am oprit asupra biografiei sale, mai cu seamă asupra numeroaselor evenimente și foarte importante evenimente ale vremii în care s-a implicat, de natură civică, istorică, culturală, dar am vorbit și despre activitatea de dramaturg. Despre poetul Vasile Alexandri ne-am am vorbit într-o prelegere anterioară cu titlul Poezia iernii, din care nu putea să lipsească nu puteau lipsi pastelurile sale. Apreciat în timpul vieții, mai ales pentru activitatea poetică și dramaturgică, opera în proză a fost descoperită, recuperată, de fapt, de către posteritate. Iată câteva afirmații. Pentru Ibrăileanu și Călinescu, nu în lirică sau în teatru, ci în proză a dat scriitorul cele mai durabile pagini ale sale, observă Paul Cornea. De la buchitierea de la Florența până la călătorie în Africa și amintirile de misiuni diplomatice, unde sunt valorificate aptitudinea gravurii și cromatismul viziunii, spune din nou Paul Cornea, darurile ochiului de pictor impresionist cu acuitate vizuală de Monet, remarcă Zoe Dumitrescu-Bușulenga, proza lui Alexandri impune un memorialist în căutare de pitoresc, exotic și senzațional, Alexandru Sândulescu. Proza lui Alexandri ilustrează saltul calitativ pe care îl reprezintă pașoptismul în evoluția scrisului românesc. Dincolo de convențiile romantice care îi se vor reproșa, proza sa se remarcă mai ales prin spirit critic care funcționează permanent, prin amestecul de umor, ironie și pitoresc. Proza de călătorie demonstrează darurile vizuale ale lui Alexandri. Prin proza sa, exotismul pătrunde în literatura noastră. Ochiul e al unui desenator pasionat de detalii inedite, ale unui reporter superior care surprinde exoticul fără a-l transfigura, spune George Călinescu. În o plimbare în munți și în călătoria în Africa, realizează remarcabile tablouri de natură. Alexandri este un observator atent atât la mănuntele istorice, cât și la frumusețea peisajului, dar și la aspectele sociale. Una din prozele sale romantice, de fapt, prima sa proză, este Buchetiera din Florența, publicată în revista Dacia Literară, 1840, în care era publicată și prima noastră novelă istorică, născuta novelă Alexandru Lăpujeanu al lui Negruți. Buchetiera din Florență este o novelă, spuneam, romantică, în genul caracteristic literaturii epocii, cu situații exagerate, gesturi teatrale, momente melodramatice. Deși istorioarea este convențională ca și eroi, autorul are capacitatea de a înfățișa tablouri de atmosferă, cum este atmosfera din Catedrala Santa Maria, și are capacitatea de a găsi cuvântul potrivit într-o vreme în care limba literaturii era de-abia, literaturii noastre era de-abia la începuturi. Și să nu uităm, avea doar în jur de 19 ani,
spun în jur de 19 ani, pentru că data nașterii este controversată, 1818, 1819, 20, 21, cam aici. Deci în jur de 19 ani, foarte tânăr. Și fără să aibă o experiență în spatele său. Să vedem despre ce este vorba. În buchetieră, adică florăreasă, da? De la Florența. Naratorul se află la Florența, vizitează orașul, se minunează, e impresionat de frumusețea monumentelor florentine, intră în catedrala Santa Maria del Fiore, catedrală care s-a construit de-a lungul multor ani, cred că peste 100-140 de ani, iar cel mai important arhitect, ultimul de fapt, a fost Brunelleschi, al cărui mormânt se află chiar în catedrală. În catedrală se află și o icoană a Sfintei Cecilia, pe care o admiră naratorul, și vrând să afle cine este autorul, cine este pictorul, da, constată că nu era pictată de vreun maestru, ci chiar de prietenul său, un anume V, noi vom spune pictorul, pe care îl cunoscuse la Paris. Lângă icoană se afla un bărbat îngenunchiat care se ruga și descoperă că era chiar prietenul său, pictorul V. Pleacă amândoi la cafenea pentru că pictorul, întrebat de ce este atât de trist, de ce suferă atât de mult, avea să-i relateze ce i s-a întâmplat în ultimii vreo 2 ani și mai bine. Pe când se aflau în cafenea, intră o florăreasă care le lasă un buchet de flori și pleacă repede. Naratorul este uimit de asemănarea miraculoasă între chipul florăresei și chipul Sfintei Cecilia, da, icoana din catedrală, iar pictorul, la vederea acestei buchetiere, leșină. De altfel, va leșina de mai multe ori de-a lungul nuvelei. Pleacă amândoi să o caute și îi povestește ce i s-a întâmplat. Rămas orfan la 9 ani, motivul acesta al orfanului este foarte frecvent și este un motiv specific romantismului. Deci rămas orfan, este luat în grijă de o rudă care îl trimite la un pension unde stă 10 ani. Prin urmare avea cam 19 ani. Pictorul se atașează foarte mult de profesorul de zugrăvie, adică de pictură, și acesta îl va găzdui după ce moare ruda sa. Petrece un an de liniște și fericire în care își desăvârșește arta de pictor sub îndrumarea lui Senior Alsari. Într-o seară, Alsari îl duce la operă, și anume să vadă opera Norma a lui Bellini. Rolul Normei este jucat de o femeie foarte frumoasă și cu o voce divină, pe nume Cecilia, de care pictorul se îndrăgostește imediat. Din acel moment, pictorul va fi prezent timp de 3 luni, seară de seară, la teatru. E, cu chipul cântăreței în minte, da, pictează icoana Sfintei Cecilia, pe care Alsari o va duce în catedrală. Din acest moment se duce zilnic și pictorul în catedrală, îngenunchează în fața acestei icoane și se roagă. Într-o zi intră în catedrală chiar Cecilia, cântăreața, și prietena sa, Iulia, care descoperă uluitoare asemănare. Iulia descoperă acest lucru între echipul prietenii sale și echipul din icoană. Cei doi, pictorul și
și naratorul se plimbă prin parcul Boschetto. La un moment dat, pictorul aude o voce care interpreta celebra arie din Norma, Casta Diva, ridică ochii și la o fereastră o vede pe Cecilia. În momentul acela strigă cu disperare, fuge spre casa respectivă, dar cineva îl înjunghie cu un stilet. Stiletul este un mic pumnal. Sigur că leșină, se trezește în casa Ceciliei, pentru că Cecilia îi auzise gemetele, trimisese slujitorii să îl ia în casă. Când deschide ochii și o vede pe Cecilia, leșină din nou și până la urmă se trezește în casa protectorului său, al Sarii. Nu știe ce s-a întâmplat. Cecilia îi lăsase un bilet în care îl anunță că fusese obligată să plece, forțată, nu știa unde, de către un tiran care o prigonea încă din copilărie. Rana fusese gravă și pictorul a zăcut vreme de 6 luni. Când s-a ridicat, s-a dus la Iulia să afle vești despre Cecilia. Iulia nu știa unde este Cecilia, dar i-a lămurit niște lucruri. Cele două, Cecilia și Iulia, aflaseră cine este, pentru că în buzunarul hainelor avea cărți de vizită, astfel au știut unde să-l ducă acasă. Cecilia a descoperit că acesta este cel ce-i făcuse portretul, se îndrăgostește la rândul său. Ce mai spune Iulia? Că acel unchi care o crescuse de mică și care o prigonea, voia să o ia de nevastă. În vreme însă, când cele două îi îngrijiseră rana, Barbarissimo, aceasta era porecla pe care i-o dăduse Iulia, prigonitorului Ceciliei, se afla în casă și, aflând că Cecilia îl iubește pe Victor, a forțat-o să plece repede. 4 luni a căutat-o pictorul prin toată Italia. După aceea a petrecut un an la Paris, când l-a cunoscut pe cel care narează această povestire, și se întorsese în Florența chiar în ziua în care l-a întâlnit pe vechiul său prieten. În buchetul pe care îl primise la cafenea se afla un bilet, dar pictorul îl vede târziu. În momentul în care citește ce scria în bilet, o ia la fugă, naratorul nu știe ce se întâmplă, da? Și se întoarce spre casă. Rămânând singur și în drum spre casă, aude un dialog între doi necunoscuți, că cineva fusese rănit grav și atacatorul spusese: cine iubește pe Cecilia trebuie să moară. Își închipie probabil naratorul că prietenul său fusese omorât. Trece o lună și naratorul vrea să mănânce ceva într-un local, nu-i place, arăta cam dubios acel local și era seară, da, noapte, și pleacă să urce în trăsură să caute alt loc. Dar, fiind întuneric, confunde trăsura, se urcă într-o altă trăsură. Cine credeți că se afla în această trăsură? Pictorul și Cecilia. Și acum află ce se întâmplase. În bilet Cecilia îi dădea întâlnire la catedrală. Barbarissimul atacase din nou, de data aceasta însă pictorul s-a luptat cu el și Barbarissimul a căzut în propriul său stilet. Adevărate lovituri de teatru. Acum află că buchetiera care îi dăduse florile era chiar Cecilia deghizată în florăreasă, da? Și iată, uite că totul se termină cu bine. În postscriptum, Alexandrii se adresează prietenului său Negri,
amintindu-i de minunatele zile petrecute în Italia, când frumoasele buchetiere le dădeau buchete de flori în fiecare seară. S-ar părea că este o istorioară nu pe de-a întregul inventată de către Alessandri. Alessandri ne-a lăsat și un început de roman. Da? Dridri. Romanul începe cu o știre în ziarul francez Teatrul că actrița Dridri a murit. Apoi aflăm povestea acestei tinere și talentate actrițe pe numele adevărat Marie-Angélique Châtaignier. Aflăm despre Marie-Angélique că fusese apropiată a revoluționarilor români, silit să se refugieze la Paris după înfrângerea Revoluției de la 1848 și știa multe despre țările române, mai multe decât știau politicienii străini ai vremii. Informația aceasta ni se va lămuri de-abia spre final. De ce știa așa de multe despre țările române Marie-Angélique? Rămasă orfană de mică, iată, uite, iarăși motivul orfanului, fusese crescută de o mătușă, aceasta o duce la Paris, unde prietena ei, o celebră actriță, o îndrăgește pe Dridri și o inițiază în tainele actoriei. Chiar de la debut, Dridri este numele pe care i l-au dat admiratorii, a câștigat simpatia publicului, dar alături de admiratori, bineînțeles că s-a ales și cu multe dușmănii, multe invidii, mai ales din partea femeilor. Cea mai înverșunată era Estera, o celebritate a timpului. Ea fusese supranumită regina din Saba pentru că avea trăsături ebraice. Avea echipaje luxoase, haine și bijuterii de preț, și încerca de fiecare dată să o umilească pe Dridri, care trăia doar din salariu, da, și era modestă, chiar săracă. De exemplu, într-o zi ploioasă, Estera vine la teatru cu trăsura, bineînțeles, intră într-o ținută impecabilă în teatru, dar Dridri vine pe jos și intră în teatru plouată și vai de ea. Prilej pe care Estera nu-l scapă. Când nu are cineva nici doi franci ca să poată lua o birjă pe un timp ploios, ar trebui cel puțin să-și lase botinele la ușă și să intre desculță în foișor. I se adresează Estera Ceciliei. Lui Dridri, pardon. Dridri, la această grosolana aluzie, se roși pe obraz și observă cu glas indignat: e mai lesne de a poseda un cupeu decât delicatețea inimii. Estera, sigur, săgetată, ținti ochii să-i aprinși asupra copilii și, apropiindu-se de ea, răgni cu furie: sărmano, m-aș înjosi, poate ați răspunde, dacă nu mi-ar fi milă de mizeria în care te afli. Privește, nenorocită, ești muiată ca și când ai fi scoasă din mare. Care mare? Replică Dridri. Marea Roșie în care s-au botezat strămoșii dumitale? Sigur că replica lui Dridri strânește hohote de râs și, de mai având ce spune, Estera pleacă. Aflăm din această parte a romanului atmosfera din teatrul francez și probabil că nu numai de acolo. Contele de Falon, unul dintre cei care o admira cel mai mult pe Dridri și care era și unul dintre motivele de invidie ale Esterei, îi propune lui Dridri să-i fie amic devotat, oferindu-i ajutor bănesc. Dar acceptarea acestui sprijin presupunea și alte obligații, așa că Dridri îl refuză cu demnitate. Uh,
O femeie tânără și frumoasă, îi spune contele, nu poate trăi într-o atmosferă de zilnică și strictă economie. Ea este chemată a domnii în toată splendoarea luxului, a face pe publicul parizian a se ocupa necontenit de dânsa, a eclipsa mai cu seamă pe toate elegantele orașului, pentru ca să rămâie singura stea strălucitoare în ochii lumii. Și pentru a veni la această culme, ce este de făcut? Întreba Dridri. Unicul chip, răspunse contele cu puțină sfială, este de a-și alege un amic devotat care să fie fericit a consacra viața și averea lui la realizarea dorințelor. Domnule conte, întreruse Dridri, eu am doi amici care mă opresc de a dori un al treilea. Doi? Exclamă contele cu mirare. Unul de vreme bună și unul de vreme rea. Și cum se numesc? Cine sunt? Cel de vreme bună este caracterul meu nepăsător și neambițios. Și cel de vreme rea? Este cortelul, adică e vorba despre casa mătușii mele, care mă apără și de ploaie și de ispite. Aveți răspuns la toate și vă găsesc adorabilă, zise contele, oprindu-se, însă tot sper că într-o zi voi avea satisfacerea de a vedea pe Estera învinsă chiar prin armele cu care se fălește. Care arme? Splendoarea luxului de care aș dori să vă văd înconjurat. Adio, domnule conte. La revedere! Mai bine, replică el, sărutând mâna grațioasei artiste. Înțepăturile Esterei aveau loc aproape zilnic. De exemplu, într-o piesă în care Estera și Dridri aveau roluri principale, pentru a o pune într-o situație neplăcută pe Dridri, Estera întârzie să intre pe scenă și sigur că Dridri este nevoită să improvizeze, tot așteptând-o, da, trebuia să spună ceva. Și improvizează. Așteptarea e nesuferită atunci, mai cu seamă când persoana care trebuie să vie este lipsită de simțul bunei cuvințe. Publicul a înțeles aluzia și a aplaudat-o. Contele de Faron continuă să acționeze pentru a o determina pe Dridri să accepte ajutorul și îi face în dar un echipaj, adică trăsură cu vizitiu și un hotel somtuos, care îi purta numele. Timp de mai multe zile, vreo 10 zile, Dridri rezistă tentației de a folosi trăsura, care aștepta în fiecare zi în fața casei. Asta se întâmplă până în ziua în care au loc cursele de la Longchamp, când Estera trece ostentativ cu trăsura prin fața, cu trăsura sa elegantă, pe la fereastra lui Dridri, strigând, sărmana, așteaptă să-i cadă o birjă din cer. Înfuriată, Dridri nu mai gândește ce face și se urcă în sfârșit în trăsură, câștigă, era un echipaj foarte luxos, câștigă admirația tuturor și îi întoarce replica Esterei. S-a coborât birșa din cer. Din acest moment, viața lui Dridri se schimbă complet. Ea devine una dintre, dacă nu cea mai elegantă damă din Paris. Autorul descrie interiorul somtuos al hotelului și despre Dridri se afla în elementul ei, în fiecare crisalidă, este ascuns un flutur strălucitor, în fiecare femeie este ascunsă o regină, femeia se naște cu instinctele eleganței și frumosului, ea simte că toate odoarele pământului sunt create pentru dânsa, flori, parfumuri, pietre scumpe, arte, industrie ornamentală, etc. Și nu e departe de a crede că însuși soarele a fost aprins în ceruri numai și numai pentru ca să lumineze grațiile ei. Pe când bărbatul are nevoie de ani întregi spre a se ciopli și a ajunge la oarecare grad de distingere. Femeia, în câteva săptămâni, se metamorfozează ca prin vârguța unei zâne și se apropie de perfecție. Crisalida se deschide, fluturul iese zburând și strălucitor de soare. La soare. Contele își pusese toată averea la picioarele iubitei sale, amante acum. În saloanele
Hotelul Dridrie era înconjurată de admiratori ca o regină, mulți îi făceau avansuri, dar Dridrie rămâne credincioasă contelui de Farol. După 4 ani însă, contele se trezi ruinat în imposibilitatea de a-și plăti datorie și în primejdie de a fi trimis la închisoarea datornicilor. Atunci îi scrie lui Dridrie că nu are decât 2 posibilități, ori se împușcă, dar ar fi rămas cu dezonoarea, o se înrolează și pleacă în Alger. Și așa și face. Hotelul era pe numele lui Dridi și era singurul bun care acum nu mai era al contelui, dar Dridi face acest gest, vinde hotelul, acoperă toate datoriile contelui și ea se mută într-o modestă locuință. Va pleca fără să spună unde, nu mai știe nimeni de ea. Acesta este un prim fragment din roman. Un alt fragment, ambele au fost publicate în Convorbiri Literare și într-o altă revistă a vremii. Suntem în altă parte, unde suntem în țara românească, da? Autorul relatează un episod din Revoluția din Țara Românească. Personajul principal este un anume Vali. Autorul spune să-i spunem Vali. Deci era cineva cunoscut, dar nu vrea să-i dea numele. Refugiat din Moldova, spera să aprindă flacăra Revoluției în Muntenia. Alexandre surprinde cu spirit critic aspectele ale evenimentelor din acel moment și sesizează mai ales nepăsarea boierimii față de Revoluție. Și așa se încheie capitolul acesta. Un alt fragment din roman nu a fost publicat, a rămas în manuscris și constă dintr-o scrisoare pe care Vali, personajul despre care am vorbit, o scrisoare pe care o primește de la Dridri, care se afla la Londra, vom afla de ce, singură și tristă. Nu-i place orașul, este trist, nu-i place nici englezii, sunt preocupați doar de bani. Își amintește cu mult drag de călătoria făcută cu acest Vali pe Marea Mediterană, Napoli, Malta, Smirna, pe Bosfor. Deci iată, uită această iubire a lui Dridri pentru revoluționarul român, da, ne justifică acum, ne face să înțelegem de ce sau de unde știa atât de multe lucruri Dridri despre țările române. În scrisoare, Dridri îi relatează lui Vali discuția pe care a avut-o cu un lord englez care îi mărturisise iubirea și faptul că a contribuit la risipirea averii contelui Faron, pe care îl îndemna să facă cheltuieli nesăbuite. Când Dridri vânduse hotelul pentru a salva onoarea contelui, lordul englez i-a oferit un hotel mai luxos, dar Dridri l-a respins, pentru că se îndrăgostise de unul dintre emigranții români, adică de acest Vali. Vrând să scape și de acest rival, lordul englez, a luptat în toate chipurile pentru ca guvernul englez să ceară țarului Nicolae să elibereze Moldova și în felul acesta emigranții să se poată întoarce în țară. Așa că Vali s-a întors în Moldova cu promisiunea că va reveni la Paris, dar Dridri nu primește nicio veste, pentru că între timp Vali a trebuit să meargă într-o călătorie la Constantinopol. Dridri nu primește nicio veste și este nevoită să accepte cererea în căsătorie a lordului, urmând să se stabilească în Italia. De aceea se afla la Londra. Vali scrie, dar prea târziu. Dridri moare, nu știu în ce împrejurări, poate că din suferința pentru pierderea iubirii sale. E, cu această veste, vă aduceți aminte, a început romanul rămas neterminat.
O altă proză asupra căreia ne vom opri este istoria unui galben, gândită de Alexandrie la început, istoria unui galben și a unei parale. Aici da. Vedeți, curentul acesta, curent cultural, iluminismul, care în Europa însemna secolul al XVIII-lea, mai mult prima parte a secolului al XVIII-lea, la noi ajunge în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea și are prelungiri importante în prima jumătate a secolului al XIX-lea. Literatura și estetica din perioada iluministă este una de tranziție. Sunt specii care intră în declin, precum tragedia. Se păstrează specia clasică, fabula, dar capătă caracter politic. Se preferă poemul epic de mari dimensiuni. Apar specii noi, precum drama burgheză și comedia lacrimogenă, dar specia literară care se afirmă și cunoaște o primă perioadă de înflorire este romanul de moravuri, în care apare adesea ficțiunea voiajului și a străinului, care, ficțiune care permite libertatea de a satiriza societatea vremii. Așa sunt scrisorile persoane ale lui Montesquieu, așa este romanul lui Swift, Călătorile lui Gulliver. La noi, Dinicu Golescu scrisese Însemnare a călătoriei mele. De ce am pomenit despre... Da, tema aceasta o găsim și la Alexandrie în proza Balta Albă, despre care am mai vorbit și altă dată, în care un călător francez descoperă discrepanța uriașă între luxul exorbitant în care trăiau cei din clasele înalte, da, boierimea, și sărăcia, degradarea în care trăia mulțimea. Am putea spune că și istoria unui galben, și aici avem de-a face cu această temă, numai că rolul de călător străin este jucat acum de două monede. Un galben, da? Aceasta era moneda până să apară bancnotele, și o para. Acea monedă de argint, de mică valoare, da? Turcească. Naratorul este trezit de zgomotul pe care îl făceau un galben olandez și o para turcească și speria mai întâi a înțeles că și metalele au suflet. Și metalurile au suflet, mai ales aurul și argintul, de vreme ce ele însuflețează și de mai multe ori desuflețează oamenii. În urmare, trebuie să aibă și grai. Tot timpul întâlnim la Alexandrie astfel de observații de natură socială. Cele două monede s-au certat până când s-au recunoscut și și-au adus aminte că fuseseră odată iubiți. Galbenul: mă mir de stăpânul meu cum de a uitat cine sunt eu și m-au pus la un loc cu o biată para ca tine, ce nu faci acum nici trei bani, atât ești de șteasă și de ticăloasă. Paraua plezni de ciudă. Râde dracul de porumbe negre, dar nu te vezi ciuntitule cât ești de rost și de cât ești de rost de pila zarafilor? Nu te vezi că ai ajuns în trei colțuri, că ai scăzut și ai slăbit cât un irmilic de cei noi? Irmilicul e o altă monedă de foarte mică valoare. Ți-ai pierdut toți dinții, sărmane, și vrei să mai muști pe alții? Galbenul: ia n-ascultă cadână bătrână, nu te juca cu cuvintele, că deși sunt acum în trei colțuri, pe loc în fig unul în tine. Rușine, spune paraua, rușine să-ți fie. Am cunoscut mulți compatrioți de-ai tăi în deosebite rânduri și în deosebite pungi și mărturisesc că i-am aflat curați de fire și de caracter. Dar tu negreșit ești, mincinos, calb, bastard, căci îți arăți arama
fără câte puține sfială. Unde-i frumosul și nobilul olandez cu care m-am iubit atât de fierbinte în anul 1820 în buzunarul capitanului Costiță pe când acest vestit corăbier călătorea pe Marea Neagră? Unde-i acum să te facă una cu cutia în care ne găsim și să mă răzbune de obrăzniciile tale? Galbenul, uimit de tulburare. La anul 1820, capitanul Costiță, Marea Neagră, ce spui? Tu erai atunci cu mine? Paraua, într-o nespusă mirare. Cu tine, ce fel? Galbenul. Dar îmi aduc aminte, într-o noapte întunecoasă, marea era întărtată de furtună, corabia era să se nece la sulina, tot se ruga lui Dumnezeu ca să-i scape. Așa este, bine zici. Eu tremuram de frică și deodată, zuruind cu disperare, m-am aruncat și m-am lipit. Galbenul, dându-se de-a dura către para. Și te-ai lipit de peptul meu, care de mult ardea pentru tine în focul unei dragoste nemărginită. Paraua alunecând către Galben. Ah, Galbenul și paraua lipindu-se într-o amoroasă îmbrățișare. Soarele meu, luna mea. După mai multe replici amoroase, Galbenul îi istorisește ce i s-a întâmplat după ce capitanul Costiță l-a dat unui boiernaș ce-i vânduse grâu și care, de frica tâlharilor, l-a ascuns în ciubotă, adică în cismă, și călcat în picioare ca un ban de nimic. Era supărat Galben. Dar boiernașul a avut un proces pe care l-a pierdut, astfel că Galbenul a ajuns la directorul de tribunal. Parafrazându-l pe Buffon, Galbenul face o clasificare a oamenilor după buzunar. În loc de stilul arată omul, buzunarul arată omul. Este cea mai sigură caracteristică a firei, a patimilor și a moralului său. De pildă, buzunarul unui cheltuitor este spart. Punga unui zgârcit e făcută din materie groasă și trainică și legată cu 99 de noduri. Buzunarul directorului putea foarte bine să dea o lămurită idee de haos, căci nu avea nici margini, nici fund. În buzunarul adânc al directorului de tribunal se întâlnește cu multe și diverse monede care conviețuiau în armonie. Când am ajuns la marginile acelui sac, am găsit o populație foarte amestecată de galbeni olandezi și nemțești, de irmilici vechi și noi, de carboave, carboava este o monedă rusească, până și de sfantiși, un ban austriac, până și de firfirici, care cu toții trăiau într-o armonie ce m-a adus în mare mirare, cunoscând dihonile care despart astăzi națiile. Cum, frate, carboavele și irmilicii erau prieteni? Deci carboavele de la ruși, irmilicii de la turci. Aceste monede povestesc felul în care ajunseseră în buzunarul directorului de tribunal prin înșelătorie de la răzeși, de la văduvele sărace, de la toți nenorociții împricinați. Directorul însă pierde banii la cărți și Galbenul ajunge la un tânăr care întruchipa tipul parazitului, al cartoforului, despre care Eminescu va scrie mai târziu în poezia Junii corupți, dar nu numai, și în Ai noștri tineri sau în partea a treia din scrisoarea 3. Tânărul pierde banii la joc și este nevoit să-i dea unui zaraf. Cine era zaraf? O persoană care se ocupă cu schimbul banilor, casier al misteriei sau, cum spunem astăzi, bancher. Zaraful este prins în pădure de haiduci. Galbenul olandez ajunge la capitanul de haiduci. Capitanul se iubea cu nevasta unui arnăut. Arnăutul era soldat mercenar de origine albaneză sau pur și simplu servitor înarmat, care îl urmărește pe capitan, îl prinde și capitanul este judecat de ispravnic și închis. Astfel că Galbenul ajunge la ispravnic, adică șeful poliției. Ispravnicul ce mă luase odată cu doprosul era, cum se zice, un om atrebii.
cunoscând toate chipurile legiuite de obiceiul pământului, într-o a se folosi de prilejuri, el izbuti să-și preface slujba în chiverniseală și slavă Domnului, după câțiva ani își făcuse o stare ca oamenii. Deci și-a petrecut slujba, serviciul, într-un mijloc de a se îmbogăți. Avea sărmanul două moșioare, sărmanului este evident spus ironic, două moșioare luate de la răzeși, avea câteva suflete de țigani, țiganii erau robi la vremea aceea și era cunoscut în tot ținutul de gospodar cum se cade. Mai era încă cunoscut și de creștin cu frica lui Dumnezeu, pentru că știa crezul grecește pe de rost, măcar deși nu înțelegea nici de cum asta limbă. Pentru că se împărtășea de două ori pe an și pentru că făcea adesea paraclisuri în casă. Cu toate acestea, bunul nostru creștin nu se sfia a porunci să bată la tălpi pe vreun român ce nu-și putea plăti birul, tocmai când el rostea Tatăl nostru, tocmai când zicea cu mare blavie și ne iartă nouă, Doamne, greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Albinte era bun la suflet, atât de bun încât cu coana dumisale îl trimitea fără voie în comisii când avea gust să rămâie singură acasă. Nevasta ispravnicului se iubea cu un văr de al doilea. Punându-și în valoare farmecele, nevasta ispravnicului obținea toți banii soțului său și îi dădea verișorului cu care lua lecții de franceză. Și iată, uite, un alt aspect al vremii. O altă săgeată critică a lui Alexandrie. Cucoana isprăvincioasă a luat lecții de limbă franceză pentru că astăzi în Moldova e cam rușine să vorbească cineva românește și alesese drept profesor pe verișorul ei care fusese crescut într-un pansion din Iași și care învățase acolo a monșeri pe fieșcare. O mulțime de aspecte pe care le regăsim și astăzi. Și serviciu ca mijloc de pricopseală și nu mai este franceza, este engleza astăzi și multe alte aspecte. Așa ajunge Galbenul la verișorul profesor care avea patima vânătorii. De fapt, avea patima de a ucide. Văzându-i cruzimea cu care omora păsările, Galbenul sare din buzunar și se ascunde în iarbă. Și o vreme se bucură de libertate. Și iată un elogiu al libertății. Acum eram liber. Liber. Înțelegi tu, iubita mea, toată dulceața și toată puterea acestui cuvânt ne-a atârnat de nimeni, scăpat de închisorile pungilor, volnic, adică liber de a face tot ce îmi plăcea. În ceasul acela am gustat cea mai mare fericire în sufletul meu, căci nimic pe lume nu e mai scump și mai slăbit decât libertate. Ea este dorul cel mai neprețuit ce l-au dat Dumnezeu oamenilor. Și să știi de la mine că atunci o nație se apropie de moarte când începe a fi surdă la glasul libertății. Citează apoi versuri din fabula lui Grigore Alexandrescu, Toporul și pădurea, iarăși actuale, în fiește țară, cele mai multe rele nu vin de afară, de pe afară, nu le-a dus străinii, ci ni le face toate un pământean de-ai noștri, o rudă sau un frate. Galbenul este găsit de Zamfira, o frumoasă țigăncușă care îl pune în salba sa, făcându-l fericit, da, stătea pe pieptul țigăncușei și trezind totodată gelozia Paralei. Apoi Galbenul povestește Paralei despre viața țiganilor, despre faptul că erau vânduți ca niște obiecte, despre felul în care copiii erau despărțiți de părinți, despre muncile grele la care erau supuși. După ce iubitul Zamfirei a fost spânzurat, Zamfira și-a pierdut mințile de durere. Și la un moment dat, niște oameni beți au atacat-o și a fost salvată de un tânăr. Drept mulțumire, Zamfira i-a dat Galbenul. Să nu uităm, fac o paranteză, că Alexandrie a luptat pentru dezrobirea țiganilor, lege promulgată în 1856, iar după moartea tatălui său, i-a eliberat pe cei de pe moșia sa. Tânărul salvator
e salvat la rândul său chiar de Galben într-un duel, așezându-se în calea glonțului. Dar tânărul l-a dat de pomană unui cerșetor. Prietenul acestui tânăr era poet, martor la duel, răscumpără Galbenul, dând în locul său 3 galbeni. Poetul dă tânărului la care se afla acum, cine era acest tânăr la care se afla în prezent Galbenul, unul dintre redactorii ziarului Propășirea, unul din ziarele vremii, iar printre redactorii ziarului Propășirea se afla și Vasile Alexandri. La bună reîntâlnire!